bicicleta, cum să numește, mă, bicicleta aia mai mică și cu chestii din alea așa pe la roți așa, de poți să faci scheme cu ea. Nu știu cum se numește. Ia să văd ea dacă știți. Cum se numește bicicleta aia? BMX. Așa. Cu BMX-ul. Și ce credeți, mă, erau la Mărescu niște pis de pe banc. Mamă, jale, ești nebun, pis de pe banc. Eu, cum era mai prost să mă dau mare, iau bicicleta lui ăsta. Ăsta spune, băi, handicapatule, Adrin, vezi în pula mea că tu cazi cu bicicleta asta, îți rup gâtul. Băi, dă-te dracu în pula mea, zici tu mie ce să fac, mă. Și iau bicicleta asta, mă, în față, dacă știți la Mărescu, mare boschet. Băi, dar era boschete din ăla? Bă, vast, așa, mă, dens, cum să zic eu, nu puteai să bași mâna până el, ai înțeles? Un boschete de la gogule, puternic rău, cu multe crângi, așa, micuțe, micuțe. Și ce credeți, mă, iau bicicleta și trec în fața la asta cu puterea luminii, la pizdele alea, și direct intru cu bicicleta în boschete și bicicleta aia, uite, mă, intră în boschete, yeah. Și o sar peste boschete, mă, în cap, aș gura voastră, direct în căcat. Păi, direct în căcat, să moară, să facă, să mor dacă te mint, direct în căcat. Bă, încă sunt încăcat, efectiv, ești nebun, încăcat, încăcat, să mor dacă vă mint. Încăcat. Deci aveam pe spate, de aici, bă, de aici, până în călcâie, plin de căcat, să mor dacă te mint. A început alea să râdă de mine pe acolo, nu știu ce. Și mergeam, ia uite ce credeți, mă, mă duc la tovarășul meu și spun la unul, Andrei, și zic, băi, Andrei, ia repede mașina că se-mi plinde căcat pe spate. Face, unde ești, mă, plin, că, mamă, cum miroși. Zic, uite-te pe spate să moară familia mea că ne-am rupt.